Nervi și bătăi de cap pentru conducătorii auto odată cu începerea lucrărilor de reparație a străzii Ion Creangă din sectorul Buiucan al capitalei. Toată circulația a fost redirecționată pe strada Vasile Lupu, unde de aproape o săptămână se formează ambuteiaje infernale. Cel mai greu le este șoferilor de pe ambulanță, care trebuie să ajungă la centrul COVID de la Moldexpo. Câteva minute mai târziu, același ambuteiaj kilometric pe strada Vasile Lupu. Șoferii spun că ar trebui să fie mai mulți polițiști care să fluidizeze traficul, ori să fie majorat timpul de semnalizare a culorii verzi a semafoarelor. Mucem să probke, da? Я не могу понять, почему не сделают больше интервал у этого светофора. Greu, nu mișcă, ce să facem? Cu răbdare mergem. Când mai greu să circulă? La ce ore? Я бы ора acum, când îți spăt după ce mi se pare că este nevoie de schimbat ceva кардинал, că asta nu e normal. После перекрытия и копания до всего этого дела, я вот еду, наверное, уже минут 40. Обычное время сколько? Минут 15-20. Traficul rutier pe strada Ion Creangă din capitală, în perimetrul străzilor Visarion Belinski, Eugen Coca, a fost suspendat din 3 martie în legătură cu schimbarea rețelei de canalizare. Astfel, până la sfârșitul lunii, pe această arteră va circula doar transportul public în direcția străzii Alba Iulia.